Salut și bine că sunt la un episod de Medieval Dynasty pe Ana Games, varianta hard. Dragilor, ăsta micu e supărat foc. S-a certat cu Geraldela. Deci ne-a certat cu Geraldela. Hai să fac ceva care ne-a plăcut. În schimb, suntem în tratative foarte, foarte avansate cu soția vânătorului. Sau nu e soția lui deocamdată, dar stă cu el în casă. Și astăzi mi-am hotărât să fac pasul cel mare să o cer de nevastă, tati. Deci ia să vedem dacă reușim să o combinăm. E pe aici, ne așteaptă pe afară. Uite, ne așteaptă pe afară, săraca. Și ea e supărată că se spună... Ia, ia. Ia fiți aici. Deci sunt 95% pe ea cu romansul, tati. Ce faci frumoasă? M-am gândit la tine că m-am trezit. Ia, 100%. Ta-da! Tana, ce faci frumoasă? Unde e? Ia, tati. Gata, tati. Da. Planul secret a reușit, adică să combină o domnișoară să vină acasă la mine. Din păcate, uite, și-a pus mâna în cap când a auzit. Sper să nu mă bată. Sper să mă bată. Da, și acum avem, stai că sunt murdar, acum avem o casă liberă. Aici la vânător să aducem încă o domnișoară și aici să aducem un domn. Da, deci avem, putem să aducem acum un cuplu liniștiți fără să ne mai facem casa. Și de asemenea, astăzi vreau să construiesc acel smithy, acel atelier de scule. Ce am făcut între timp? Între timp am cultivat bucata asta până aici, cu grâu, atât am avut fertilizator. Și de asemenea, vreau să, v-am spus, vreau să merg un pic în sat. Să merg un pic în sat, dar facem noi o băiță înainte să mergem în sat. Avem ceva strâns să vindem și să fac... poate găsesc pe acolo să cumpăr ceva doamnei, proaspete soții. Deocată o las tot pe vânătoare, o să o las. Și poate găsim un sat încă două persoane să vină alături de noi. Deci ne trebuie o dânsa și un dânsu. Hăț. Da. Deci probleme mari. Am stricat liniștea în sat. Da. Băi, dacă Geraldela n-a avut tati. Deci nu știu ce am zis acolo și s-a supărat pe mine și n-a mai vrut să mai vorbească. Și atunci am zis, băi, bine, eu mergeam la două capete, deci insistam și colo și colo. Și atunci, dacă a picat în partea asta, ce să facem? Asta e, tati. Ce, n-avem ceva... A, nu trebuie asta, nu trebuie asta la altă, mă scuzați, de șoareci. Aia, tati. Apropo de... Asta, avem și ceva skill-uri aici, la diplomație. Aici sus zice să ne scadă taxele. Băi, taxele noastre avem acum pe sat 735. M-ar bătea ca să bagă ca mai puțin bani, dar de asemenea, dar ați băga și aici. Pentru că zice, ne scade consumul de mâncare. Da? Hai să băgăm aici totuși. Că banii facem, nu e problemă, dar măcar să avem totul mai de mâncat și de băut. Bun, deci aici se va construi frumosul smithy. Mergem până în sat, să poate găsesc o fată și un băiat. Și după aia să vedem, fac și vând și ceva bănuți. Mai am nevoie să cumpăr ceva fertilizator, că vreau să mai pun acolo ceva grâu. Și tot așa, facem ușor. Ia, am speriat la țele. Da, mergem către sat și poate găsim, v-am zis, poate găsim un el și o ia, să ne vină frumos altul de noi. Am ajuns în sat, ia să vedem cine... Găsiți să vindem ceva, uite, păi mergem direct la Edwin. Să vindem la el și să cumpărăm fertilizator, am vrut, am zis. Sau totuși, facem altă mai departe, vindem. Stai un pic, boss. Mai avem 5 bonus toți banii, tate, deci eram păduche flaușat. Ia să vedem, 288. A, e tate. Da, ia să vedem, poate găsim pe vreun să cumpără ceva doamnei. Uite, unul pe aici. A, doamna asta, ia să încep vinde doamna. Best goods in the valley. Aleu, ce preț are, tati. 700. Nu avem bani ăștia, mă, să muncim o grămadă pentru bani ăștia. Hai, mai stă și acum, pe aia vedem. A, mă scuzați. Uite aici, un cuplu. Ea e pe agricultură,
el la fel, uite el pe vânătoare, dar stai că îi trebuia o doamnă pe vânătoare. E pe crafting. Uite, e pe vânătoare. Gata, tati. Hail, friend. Gata, tati, te-am luat. Așa. Și aici pe tine, pentru Gerardela. Gata, tati. Gata, tati, s-a făcut, vai ce frumos, casele pline. Hai să-i luăm pe, deci, Lorelai. Lorelai, să-i dăm o casă și e casa vânătorilor, că a plecat de acolo doamna. Hai mă, că i-am lăsat și un pic treaba, da? Deci am luat-o pe doamna și am dat altă doamnă mai, na, la 20 de ani, ce să mai zic. Așa, și am mai rămas păi și pe Lorelai, o punem tot pe vânătoare, am zis. Hunting Lodge, o punem locul lui doamna. Dobrava, care e soția mea, acum. Da? A intrat în locul dânsei? Da, a intrat în locul dânsei. Așa, și pe prietenul să-i punem în casă cu Geraldela, acasă pădurarilor. Așa, și să le dăm de lucru. Ce să le dau de lucru? Mi se pare mie, dacă nu mă înșel, că la extraction avem un loc liber. Și aici băgăm pe un nene aici. Tot un bărbat băgăm, îl băgăm pe ăsta care a venit. I-am dat bine, nu știu, m-a uitat. Trebuie să mă uit un picuț pe ce are fiecare. Are pe miner skill 1. Nu prea e bine. Nu prea e bine, mai deloc. Eu știu, învăța asta meserie între timp și să reface. Ia să ne uităm un picuț. Deci ăsta l-am pus eu miner, dar el are pe farming și pe hunting. Uite, ăsta care este vânător are 2 pe hunting. Facem rocada. Facem rocada și punem pe ăsta, în locul ăsta îl punem pe, dacă ai, da, ca să fie maxim. Facem așa. Hunting și luăm pe, îl lăsăm pe Lorelai frumos. Mamă, ăsta, i-am dat 2 bubuie lui ăsta, tate. Deci i-am dat și, deci îl punem pe, care am zis că îl punem? Pe ăsta care a venit acum. Deci i-am luat și nevasta, l-am făcut șomer. Da? Ce să-i facem? Și cred că să schimbăm și casele. Dar lasă deocamdată să nu mai facem prea multe surprize. Și atunci, pe ăsta la altul, îl punem pe ea să vedem dacă... Da? Acum măcar... ăla altul nu era bine, mă. Stai, mă, că i-am zăpăcit. Nadbor ăsta care a venit acum. Fapt, nu ăla care l-am pus în episodul trecut. Stai, mă, puțin așa. Dar lasă oricum că i-am pus bine pe el, în partea alta, că acolo sunt 3 pe... Cum îi spune? Are 3 skill-uri pe vânătoare și prinde mai repede. Atunci, de banii care ne-a rămas, nu mai cumpără nimic. Doamne, cumpără fertilizator pentru... Hello there. Stai un pic, boss. Cea mai bună de tot ce mai ai pe aici. A rămas iar cu 6 de astea și a mai rămas fertilizator. Cât fertilizator am luat? 41. Asta-i. Atât ne-a mai rămas. Bun, ne întoarcem ca să facem smithy, pentru că avem deja acolo, cum îi spune, materiale. Și după aia să dăm drumul, că avem și om, să dăm drumul și la unelte. M-am întors în sat pentru că eu lasem la mine niște chestii să mai vând. Niște sticle cu vin de ceva pe aici, să ne luăm vreun ban frumos pe ele. Ia să vedem la tanti aici. How are you? Stați un pic așa, să ne luăm și un ban frumos. Unde le-am pus, tati? Știu că avem pe aici. Câte chestii am inventat? Uite asta odată. 150. 300, așa mă, tati, mă. Nu mai cumpăr fertilizator de la asta așa deocamdată, nu mai cumpăr de fertilizator. Pentru că aș debloca niște rețete la... Ia stați așa un pic, să vedem. Aș debloca aici niște... Uite că s-a supărat soția pe mine că ea nu lucrează. Și aș pun-o la ăsta, la tati, uite aici, la wood și... Nu, la workshop. Să crafteze. Da? Și acum dacă mă duc pe... workshop
Ia. Ce poate să, poate să facă bucket și cu astea? Și mă gândeam, asta fă din sticuri. Medium basket, large. Să facă și ceva coșuri, ziceam eu. Din sticuri. Da, asta e blocat. Da? Hai, vedem după aia. Da, mergem acum acasă și după aia ne apucăm de construcție. M-am dus acasă. Deci astăzi vreau să construiesc ăsta smithy. Ia să vedem. Bine, ca să o lăsăm deocamdată, pentru că avem, acum avem deja oameni. 8 log. Dacă... Ia, uite, soția lucrează aici. Salut! Hello, honey! Hello, honey, cu stai cu banii? Stai un pic, ia l-am găfuit pe ăsta micu. Deci, 8 log. Dar o să consume honey din, din log. Uite că le iau pe tot eu, ca să fiu șmecher eu. Car prea mult. Dar să facem ăsta. Facem și uneltele. Și dacă automatizăm și uneltele, dacă așa între grimele, dacă puteți spune Evo Medius, automatizăm și uneltele, putem spune că am scăpat, putem că statul este independent. Mâncare, apă, bine, trebuie să mai aduc să fac gata și casa. Stai că trebuie, păi sticuri am o grămadă, trebuie log o grămadă. Trebuie log și din păcate, stai așa să facem o manevră. Facem o manevră că doamna va consuma mie ăsta, logul. Facem aici la workshop, ăsta, ăsta care fost niște log, îi dau puțin în jos. Atât. Așa. Și da, dar n-are... Ia stați un picuț așa. Să vedem dacă... N-are pe area bețe, că le-am luat eu. Dacă ne uităm la tehnologie aici, vreau să văd... 50 m-a costat ăsta din sticuri. Ăsta din log. Ia să mai jos. Nu. A, putem debloca workshop-ul 2 și putem pune 2 oameni. 214 din 250. Da? Am înțeles. Păi atunci să mai deblocăm de aici niște... Ce să deblochez eu ca să nu consume? Aici e plank. Ăsta. Trebuie să băgăm paie. Să băgăm... stai așa un picuț. Trebuie să consume aici sticule și după aia ce rămâne îi bag lui doamna acolo și pot pus acă coșuri. Și asta e cât o fi, să facem un pic de bănuți. Aici trebuie paie, dar paie avem de la grâu. Log, log e problemă. Și dacă este ceva, după aia o mutăm pe aoleu, aoleu. Ia să vedem, log. Cred că să ajung eu să tai eu. Sunt curios dacă mai adus Geraldel acum, dacă e supată pe mine că m-am usurat, eu știu. Mai aduce log? Mai aduce mă săraca, nu, n-ai ce treabă cu... Ia. Facem un ciocardel. Din păcate mai trebuie... Ia. Că să mă duc și după log. Și mă arunce casa asta ca să duc încă doi oameni. Încă un cuplu și treaba bună. Aici e bine. Cred că mai trebuie... Aici mai trebuie un log. Și aici mai trebuie ceva paie. Deci un log. 2. 3. A, și mai și aici, mă, pe spate. 5 log. Cred că toată sărăcia mă duc să tai un copac. O dată. Și după aia să iau ușor, ușor, să-i așeze un pic puțin pe... pe cetățeni, pe săteni, în funcție cum vreau. Mamă, deci la țanc am consumat asta. Hai să-i aduc și eu totuși un, un lemn. Ce-o-și? A, de-abia acum ajung să știam, mă? Bă! Mamă, cam departe întreabă pe aici. Dai să mă vadă Gerardela, că săraca-i supărată, te-ați văzut, v-a spus. M-am surat mai la del de casa ei. Păi ce să fac, dacă n-a vrut? Eu am cercat să... vorba frumoasă cu alea. Bine, n-am numit-o cuvinte la un moment dat, dar... Eu am vrut să fie așa pentru că ea a fost prima care a venit în aici, în... în sat. Și era așa, ceva simbolic. Să fim noi primii, primii doi.
Da, uite că n-a fost. Hați. Hai să iau decupaj, dacă tu am venit până aici. Hați și cu hați și cu hați și cu hați. Gata, tati. Hai că ușor și-a început să populeze satul ăsta. Dealul ăsta, pardon. O să vine iarna după noaptea asta, să mă grăbesc un pic și cu recolta, să mai plantez niște grâu. Da, că ia. O dată aici. Gata, tati. Și am luat și reputație. Dacă ia să vedem aici. Pot să fac aur din bronz, mă. Stai să vedem. Aici pot să craftez celelalte, dar vreau aici să face din forjă. Deci va trebui să ia. N-am niciun iron, bronz, cupru. Deci aici nu prea am șanse decât cu iron și cu cupru și cu alte chestii. Aici pe colț. Uite, pot să fac secera, pot să cumpăr schema. Așa mă, tati, mă. Așa mă, tati, mă, ca să scap de o grijă, mă. Și atunci nu mai mă duc în sat. Și am totul aici la botul calului, da? Și pot să fac seceri. Pot să-mi fac târnăcoape, pot să fac... Și cred că o punem noi pe soție aici. O scoatem de pe... De acolo, frumos, de pe zonă. Ia pe aici ce mai se întâmplă. Dacă să mai scoatem din capcana asta, pentru că facem puncte pe Hunter. Odată. Oh, probleme cu lemnele de foc. Da? Deci trebuie neapărat să mă apuc să izolez casele. Deci începem operațiunea anveloparea. Da? Cum să facem în zilele... scuze. În zilele noastre. Bun. O scoate pe tante de aici. O cam mutăm noi pe... Ăsta-i supărat. Ah, că n-are lemne. Pot să fac eu lemne? Hai că le fac eu. Stai un pic să așezăm un pic. Cred că știu de ce. Cred că nu mai... Cred că asta... Cred că știu, gata. Gata, cred că de la soție a plecat. Că ea a luat... Ea a luat logo de acolo. Și nu mai face... Sau nu? Mai face lemn de foc. Stați așa un pic, că o rezolvăm noi deocamdată. Așa, tati. Gata. Și o mutăm pe doamna. Acum problema este la... O să facem un pic la lemn. O scoteală. Deci am zis așa. De aici, de la... unde mă? La workshop. O luăm pe tanti. Să soție. Stați că n-am uitat bine. Intră de aici. Da, de aici și schimbăm locul de muncă. Și punem pe Smithy. Da? De probleme, producție pe 2, bine, diplomație pe 3. O să mă ajute puțin mai încolo, că o trimit-o cu banii la castelan. Bun, și atunci... Intrăm acum aici pe Smithy. Unde-i dat? Uite aici. Și îi băgăm să ne facă așa. Să facă cuțite. Trebuie să-i pun hammer. Păi să facă și hammer atunci. Dacă îi fac eu după dată și pe aia le las pe ea. Loc plus... A, n-are nici stick-ul, n-are nici... Aoleu! Stați așa un picuț că... Acum încep să complice treaba. Hai să lăsăm tot pe aici ce nu ne trebuie. Semințe de morcov. Fertilizatorul lăsăm la mine că deocamdată ne mai trebuie. Probleme cu... Ia să vedem. Să adunăm niște log.
Și foame. Aoleu, stați un pic, a început să s-aglumeze treaba. Așa tătuț. El ce n-a plecat? A, n-a plecat de acolo pentru că n-are ce face treabă. Pot să fac eu... Nu pot să fac nimic deocamdată. Poate să aducă tantii ăsta. Ia, să aducă geladea din partea alta, să aducă log. Sticuri are, nu are log. Să zic eu după, să-i aduc lemn. Trebuie un pic să-i dăm un pic de pornire. Băi, am tăiat cam tot pe aici, toți copaci, toate astea și merg cam, de, cam mult acum, merg. Hai să-i facem, să-i fac și un ciocan. Sau putem da ciocanul, nu? Mamă, până unde merg? Bine, și în partea aia, și în partea aia tot mutat merge, așa că... Și toporul să papi să rupe. Ușor, 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 ușor. Așa, tate. Dacă îi facem, îi dăm un pic de... O să-i facem noi câteva ciocane. Asta fac unul, fac. Fac eu unul ca să plece treaba. Și pe aia îi bag și log și cu acolo frumos. Ia să lasă ceața. Băiesc că mai și cultiv. Sper să nu... A, mai am timp dacă nu la noapte. Mai cultiv niște grâu. Deși nu am moară să fac făină. Moara pentru făină mai durează. Ia să vedem până unde e moara pentru făină. Tu mai aici, la 10.000. Da, deci cu greu. Dar nu-i problemă, că facem și ceva acolo, bănuți. Ia. O dată. Și să-i băgăm, ia, 2 secunde. Să-i dau tot lemnul o dată pe ăsta. Și să-i dau și cu ciocan. Ia să vedem acum ce se întâmplă la management. Sau fi seara și nu mai face... Nu aici, nu aici, nu aici, nu aici. O dată de aici, o dată de aici. Da, hai că am început să fac ciocan. După aia de aici, dar ciocan pot să facă cuțite pentru vânători. Ce mai trebuie mie? Topoare pentru ăștia cu lemnele. Vreau să fac mai multe după aia. Și târnă coape pentru ăsta care adună piatră. Da? Hai să dau cât vine. Câte sunt? 1, 2, 3, 4. Dau câte 20% fiecare. Deși, nu, ciocan, îi dau 10% la ciocan. Da? Pentru că numai ei trebuie. La cuțite îi dau, mai, îi dau 25. La asta 25, câte... În fiecare. Da? Cât un sfert din fiecare. Și rămâne cam atât. Mai trebuie să fac ceva pe aici? Să-mi fac eu, să-mi facă săgeți? Las-o așa deocamdată să fie cu minte. Și pot să-i mai pun... Hai să fac câte 30 la fiecare. 30. 30. Și așa. Da? Gata. Ca să facă unelte pentru fiecare. Stau liniștit acum. Acum, teoretic, trebuie să fac... Oh, să omor un de la un de la un de la... Oh, aleu. No, tocați-o cu minți. Pe aici, pe la skill-uri, nimic. Da. La... Să fac un pic o socoteală la lemne. Apă. Băi, cel mai bine... Stau la mâncare. La lemne e puțin problemă. Da? La lemne de foc. Și atunci să facem noi o mică aranjament aici. O să vine și iar, nu să avem nevoie de asta. Unde mergem noi? Ne uităm la... asta. Și atunci, băi, dacă tai din lemnul ăsta... Să scoatem scândura.
Lăsăm aici 10%, mai tai și din asta 50 și mă duc aici cu mai mult cât diferența. Da? Cât de, dacă e ceva, mai bag și eu ca să fie treaba bună. Da? Ia uite, doamna tocandată stă degeaba. Dă cu mătura. Soția, soția. Da? Și acum, problema este că la log e problemă deocamdată că va trebui să, cum îi spune, să fost că și ăștia, dar de asemenea va fi, ia vezi, dacă avem, dacă am dus la piatră, sau câtă piatră a adus. Am limestone 2, ăsta pot să-l iau deja. Stone 19. Să încercăm o ghidușie, să începem anveloparea caselor, că vine iarna. Da, așa, să băgăm un pic de apiță. Îi dăm aici. Îi dăm aici cu izolația și punem doar, bine, deocamdată doar câte are nevoie, așa, avem doar două. Le punem aici, asta e, n-avem ce să facem. Și acum începe operațiunea anveloparea. Că și-a plecat de la muncă. O să apară fără casă, dacă să se supere pe noi, dar asta este. Uite, o să începem cu... Se pun și la vânători, măcar un pic, așa, un perete. Deci urmă ce de mai de sus. Deci va trebui să facem așa, următoarea schiță. Să-i dăm... destroy. Da. Trebuie să-l luăm pe rând, așa. Și aici îi dăm edit și îi punem pe ăsta cu ăsta. Da, și trebuie și ceva log. Dacă tot suntem aici în zonă, o să tăiem copaci. Hați. Da, deci toate casele vor trece prin procesul ăsta, iar casele care se va construi de data casele viitoare vor fi direct cu piatră și cu... Da, ca să nu fie nicio discuție. Dar asta am făcut așa cât de cât ca să pot da drumul la comunitate și să meargă treaba repede. Dar acum, dacă tot avem pe unul care aduce piatră, vom face treaba asta cu anveloparea. Uite, doi sunt supărați și o să le pun înapoi în casă pe poziție, nu-i problemă. Da? Aici la fel. Două secunde, fac așa, îi dau aici edit. Îi dau cu simplu și cu ăsta. Și cred că atâta deocamdată. Și vom vedea acum ce se întâmplă cu dânsii. Da? Deci în felul ăsta acum avem o casă cât de cât. Asta e casa vânătorilor. Și casa vânătorilor, hai să vedem pe ăștia doi care sunt supărați că nu au să stea. Îi băgăm în casa vânătorilor înapoi. Și băgăm și pe asta înapoi în casa vânătorilor. Nu? Mai sunt supărați? N-au intrat? Au intrat. Și acum dacă ne uităm la dânsii... Hunter-ul. Da, este în creștere. Frumos și elegant, pentru că are cea mai... cât de cât, așa, o izolație mai... Și al doilea Hunter care este? Cu 10. Da. Asta e puțin supărat că... supărat pe viață. Da, și așa va face fiecare casă în parte. Voi lua câte doi perețe, doi perețe, ca să nu lăsăm oamenii pe afară. Și înlocuim pereții. Da, îi facem cu izolație maximă și în momentul în care duce... Bine, cu timpul când facem mai multă piatră și îl putem să punem aici, nu mai avem nevoie de piatră, o să schimb acolo procentul la excavation shed și o să-i pun să aducă mai mult limestone. Da, și voi da și tencuială pe afară ca să fie, vă spuneam, izolație maximă. Da, deci acum avem cam tot ce ne trebuie. Cam tot ce ne trebuie. Hai să spadă, mai vorbim cu doamna că e supărată pe noi. Dar tot ce trebuie în sat, adică unelte, apă, mâncare, un pic la lemne este problemă deocamdată. Sper să o rezolv. Dacă nu, voi tăia ceva lemne mai mult. Da, uite, nu m-am uitat, uite, nu, să mă uit pe filmare. Cât era necesar înainte și cât e acum. Dacă am pus cei doi pereți la casa respectivă, da? Dacă am pus acolo frumos, automat spuneam eu că va scădea și consumul de lemne pentru încălzire. Bun,
Cam atât pentru astăzi. Avem acum atelierul de unelte. Am început procesul de anvelopare a caselor care nu au izolație, da? Și să consume mai puțin și de asemenea să fie oamenii mai fericiți. Le voi face și pe acolo, pe lângă cazan de baie și, cum îi spune, draperii și alte chestii prin casă, ca să fie oamenii foarte, foarte mulțumiți. Dar prima instanță va fi să schimbăm pereții și acoperișul, pentru că acolo, pe acolo se pierde foarte multă căldură și pe acolo oamenii sunt foarte, foarte supărați că le intră vântul. Da? Dacă a plăcut acest episod, apăsați butonul de like, până la următoarea, să fie călduros. Salut!